Mă numesc Bria Naomi, am 21 de ani, sunt din Câmpina, sunt studentă la psihologie. Eu sunt o persoană empatică și simt cumva emoțiile celor din jur și ei oarecum o atmosferă destul de tensionată. Dar eu nu mă simt în concurență cu ceilalți, ci doar cu mine din trecut. Cu tine în trecut? Da. De ce? Fiindcă există zile în care sunt plină de încredere și mă simt invincibilă, mă simt foarte puternică, dar în alte zile e fix opusul. În liceu am avut parte de cunoscutul fenomen bullying. Și asta mi-a pus clar stop. Adică tot ce-mi doream să fac era blocat de gândul că vor râde alții de mine. Sunt momente în care îmi amintesc de lucrurile care mi-au fost spuse și care au scăzut din nivelul meu de încredere în mine. Spuse? Da. La ce te referi? Adică spusele celor din jur care nu m-au vorbit tocmai de bine și la asta mă refer. Uite cum s-a îmbrăcat asta din momentul ăsta. Uite cum s-a îmbrăcat de capul meu. Muzica m-a salvat din orice moment de cumpănă din viața mea. Mi-a fost refugiu, dar mai mult de atât, adăpost. Sincer, nu mi-amintesc momentul exact în care am realizat că sunt talentată. Nu am luat lecții de canto în liceu, nu am participat la vreun concurs. Superstar este chiar o ocazie foarte bună pentru mine să evoluez, să mă schimb, să devin plină de încredere. Bună ziua! Bună seara! Salut, salut! Bună seara, îmi pare. Bună seara! Prezintă-te, te rog! Sunt Naomi Prie, am 21 de ani, știu că nu par. Sunt studentă la psihologie. Dar ce-ar fi să ții microfonul cu o mână? Întreb. Adică ce s-ar întâmpla? Psihologic vorbind. Adică, iată, de exemplu, eu dacă aș veni și aș ține microfonul așa cu două mâini, asta ce spune despre mine? Probabil că există o doză de anxietate. Anxietate? Doamne, toți avem. Da. Ce cauți aici? De ce nu înveți? Fiindcă am o pasiune mult mai mare pentru muzică. Deci nu te-ai dus la facultate de muzică atunci? Nu știu, sincer. Doamne, eu nu pot să vorbesc cu tine. Tu când vorbești așa, mi-e pare că eu te jignesc cu orice cuvânt. Adică îmi pare că te atac și te supresc. Nu, nu e adevărat, doar așa. Nu, nu? Păi vorbește mai tare un pic. Spune, dar de ce întrebi? Eu întreb, dar de ce întrebi? Întreabă. De ce întrebi? Pentru că mă interesează. Pentru că sunt jurat la emisiunea asta Superstar și trebuie să-ți pun niște întrebări ca să te cunoască publicul. Știu, de asta nu voiam să întreb. Bun. Vezi cum ne-am dus în... Da? Hai, dă-i bătaie, te rog. Surprinde-ne, te rog. Cu încredere. Don't be that way. Fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Ca să cânte așa. So never tell, but I know you too well. Got a moon that you wish you could. If I love
Doamne! Bravo, mă, fată! Smiley? Smiley, te rog? Da, da! Da, mă, eu sunt fascinat deja, am intrat într-o lume de-asta nebună. Pentru mine a fost șocantă transformarea. Dacă pentru nu că tu ai venit așa. Și mă gândeam, Doamne, Doamne, să cânte, să facă. Pentru că tu vorbești foarte calm așa și încet, oarecum... Da. În tine, așa, știi? Greu, am scos, a scos foarte greu vorbele bine, asta la tine. Nu e neapărat întotdeauna. Adică, nu știu, când sunt în grupul meu de prieteni sau sunt într-un loc confortabil pentru mine, sunt foarte extrovertă, dar... Da, se vede, da. Da, uite, cumva îl contrazic pe Mr. Serge aici, pentru că tu ai avut pe alocuri, ai cântat cum ai vorbit, în sensul că ai două voci. Naomi, cea puternică, și Naomi, cea soft. Și ai cântat cum vorbești acum, ai jonglat cu această tehnică și în timp ce ai cântat. Folosești sensibilitatea asta și după aia cânti și puternic. Acolo cred că eram toți, s-a transformat fata, e frumoasa și bestia într-una singură. Eu tot să-l contrazic pe domnul Sergiu, pentru că n-a avut dreptate când s-a gândit ce s-a gândit. Nimeni nu știe, dar crede-mă că n-a avut. De regulă, oamenii care cântă de la mediocru în sus, au un reper fix de unde pornește vocea. Da. Unde e tare, unde e încet, unde e soft, la tine eu nu l-am înțeles. Ceea ce este absolut magic. Mulțumesc. Eu nu cred că tu ai o schizofrenie simplă, muzical vorbind. Acolo nu-s două persoane. Acolo sunt mai multe, ele acolo joc horă la tine înăuntru, eu nu știu ce se ocupă ele acolo, dar îți consumă toată energia încât te fac pe tine să fii tu. Și eu tare mă bucur că ai venit. Și eu. Și tu, în sfârșit, Doamne, uite-mă, nu să vorbești cu ea. Nu cum să vorbești cu ea. Ți-e frică acum. Aoleu, hai să votăm. Smiley. Hai. Da, din partea mea e un da. Mulțumesc. Raluca. Din partea mea e un da. Mulțumesc. Domnul Moga. Naomi, ai un da și din partea mea. Ai 4 de da. Mulțumesc mult. Vine și-ți etichetă, domnișoară. Felicitări! O, Doamne, și frumos. Ești fericită? Da. Bravo. Vede, da. Vrem să te vedem. Mai bucurăm noi decât tine, nu se vede la tine. Da, dar acum, adică tremur. Acum nu de ea. E magică! Pe pregătește-te bine. Tot pe unde ai intrat acolo. Uite-l, 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 asta e magie, uite-l, 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 u